Nicio urmă. Am tândălit vreo săptămână prin pădurile satului Vurpăr și ale altor așezări, dar numele lor nu mi-l mai amintesc. Am intrat în aceste sate încercând să mai găsim ceva de mâncare. Era însă o paragină prin toate curțile, căci se făcuse și aici, colectiv. Cum puteam găsi noi noaptea ce nu găseau oamenii ziua? Într-o seară, cu vânt, am vânat un vătui, pe care l-am mâncat cu oase cu tot. La un sat, Bârghiș sau Igiș, filerul și-a adus aminte că pe front a avut un prieten bun de acolo. A intrat seara și a ieșit bucuros că s-a întâlnit cu prietenul său. Trebuie să păstrăm acest om pentru vremuri grele, a spus filerul. Între timp se făcuse cald, creștea frunza și iarba ca din pământ. Ne-am hotărât să ne întoarcem cu încetul și când vor fi secările cu spic, să trecem oltul, căutând pe la semnele convenite cu profesorul din 29 august anul trecut, la Voivodeni, în Cucuruze. Am trecut pe la o groapă cu cartofi de la Nucet, pe la părul de la Colun, pe la lada din pârâul Godbavului, dar n-am găsit decât propriile noastre scrisori. Ne aflam pe la sfârșitul lunii mai. Ajunsesem într-un pâlc de porumbei, pe râpa de din jos de drumul ce duce din Rucăr spre pădure. Aveam sub ochii oltul și satul Viștea, precum și o casă pe deal sub pădure, casă cu poveste pentru noi. Oficial aparținea combinatului chimic Victoria, dar era a securității. La început în ascuns, mai apoi fățiș. Am și controlat-o odată, dar am fost păcăliți de un ins ce juca foarte bine rolul. Mai nou, aici stăteau ziua cei ce păzeau trecătorile oltului noaptea. Am văzut dimineața o grupă de milițieni, în frunte cu un civil, controlând cu atenție țărmul oltului. Oltul, deși mare, avea la margine un strat de nămol în care s-ar fi imprimat orice urmă. Deci, securitatea se aștepta să trece oltul. Totuși, nu-l puteam trece. Nu numai că nu se putea fără urme, dar era încă foarte mare. Ne-am hotărât să mergem pe olt în sus până spre podurile de la Șercaia sau Comâna. Eram la Cincșor, când ni s-a ivit o neașteptată posibilitate de trecere. Am văzut cum un om, într-o seară, și-a dus caii la păscut. I-a priponit și a plecat. Am avut amândoi aceeași idee. I-am pus ranițele pe cai, i-am luat de pripon și, discutând și râzând, am trecut podul de la Voila. Așa cum arătam, puteam fi luați niște țigani, mai ales că în discuție o dam și pe țigănește. Am eliberat apoi caii într-o fâneață. Prima zi am petrecut-o în secări la Gura Văii. Seara am căutat zadarnic la fântânele la locul stabilit, dar n-am găsit nicio scrisoare. Noaptea ne-am deplasat la Voivodeni și am cercetat și celelalte două locuri, însă nici aici nu se vedea vreo mișcare. Nu înțelegeam ce se putea petrece. Am mai stat o zi în secări. Filerul era hotărât să intre în Lisa ca să se intereseze de familie. Eu urmam să merg în porumbacul de jos și să-l caut pe profesorul Budac. La locul unde corespondeam cu profesorul Remus Budac nu era niciun bilet. Locul de corespondență cu Olimpiu Borzea nu-l știam. Învățătoarea Elisabeta Malene, practic, nu mai avea legătură cu fratele dânsei, care nu mai putea face vreun pas fără umbră, fără cel ce-l urmărea. I-a transmis doar atât să ne anunțe dacă venim. Și atunci Elisabeta Malene ne-a spus ce i-a spus fratele său. Viștea a căzut. Procedați în consecință. Încerc să mă descurc singur cât voi putea și cum voi putea. Nu-i bine să ne întâlnim. Nu mai era sigur dacă în toamnă, la Noul Român, a fost Gavrilă sau altcineva. Leu, pe care învățătoarea îl cunoștea, nu venise. Nici veștile culese din lume nu erau mai bune. Securitatea patrula toată iarna la poalele munților. Am trecut înapoi oltul, odată cu navetiștii ce veneau de la tren, și m-am dus la bordei. Aici lucrurile se schimbaseră în rău. La izvorul de sub Salcâm se mutase o stână de oi. N-am fi avut ce să ne plângem de oi și ciobani. Dar câinii, încă din prima zi, m-au simțit și au început să latre bezmetic.
i-a chemat ciobanul. Dar situația nu trebuia să se mai repete. Pentru asta am stat ziua în tufișuri și numai seara am revenit la bordei. Într-o noapte se întors și filerul. Era mai mângâiat dinspre cei de acasă, deși nu mi-a spus cum a fost, decât că m-am jucat cu moartea mai mult ca oricând. Despre ceilalți nimeni nu știa nimic, nici cel mai mic zvon, parcă intraseră în pământ. Nu se știa nici care novac era mort. Să fi fost distruși fără nicio urmă, nu îndrăsneam să ne exprimăm temerile. Am părăsit definitiv bordeiul. I-am astupat cu pământ intrarea. Câteva zile ne-am tot ferit prin pâraie și râpi. Am mai văzut câteva grupe de milițieni. N-am înțeles de ce foloseau milițieni și nu trupe de securitate. Și tot chipzuiam ce aveam de făcut. Într-o seară am vrut să intrăm la toader, dar n-am putut, căci era o nuntă în vecini. Am pătruns în celălalt cap de sat ca să furăm ceva de mâncare. Am ajuns la o pivniță cu ferestre mari. Ceea ce am găsit aici întrecea cele mai avântate visuri de ale lui Parpanghel, în ceea ce privește raiul. Pe o masă lungă erau înșirați zeci de cozonași de toate formele și mărimile. Ce putea fi cu ei? Îmi închipuiam că proprietarul are vreo nuntă în familie și se pregătise, sau mai degrabă cei chemați la nuntă au adus câte un cozonac în vederea aceluiași scop. Am luat vreo 4 să nu le strigăm nuntașilor bucuria și am părăsit pivnița. A doua zi am observat că fiecare cozonac era pișcat, așa cum se încearcă pepenii. Filerul mi-a lămurit cum stă situația. Mă, alaltă ieri au fost rusalele, nu? Ori de rusalii, fiecare credincioasă îi duce popii la biserică un cozonac. Și fiecare credincioasă vrea să-și arate cucernicia făcând un cozonac mai frumos și mai bun decât al vecinei sale. Și cum și părintele și el om și are numai un pântec, încearcă fiecare cozonac să vadă care-s mai bun. Păi și cu ceilalți? Știu eu, poate că-i de la săraci. Prea-mi vine să cred. Nici mie. Dacă i-am cere. Mai bine mai încercăm o dată diseară. Și mâncând într-o zi toți cozonacii, am păcătuit criticând creștinismul românesc, care face ce face și reduce evlavia tot la mâncare și băutură. Era o veche discuție între noi. De Paști, Sfânta Împărtășanie, am transformat-o cu sacrilegă inconștientă în așa zisele Paști, adică pâine și vin date la ușa bisericii. Miel de Paști, porc de Crăciun, scoveți de Anul Nou, afumături de boboteaz, mucenici cu miere de Ziua Sfinților Mucenici, săraci mucenici ce au ajuns, colivă de Sfântul Toader, lipii de Sfântul Ilie, cruci de colac de ziua crucii, apoi pomeni și parastase, privegiuri cu băutură la poarta lăcașului de închinăciune. Să ne mai plângem că e greu creștinismul și câte mai știu babele că trebuie rânduite peste an. Îmi pare rău că n-am luat mai mulți colaci. Ne-am hotărât să ne ducem în seara următoare la părintele. Nu ne-am putut însă. Pe când ne-am apropiat, căci în fața pivniței lătra un grivei mare. Pe ușă strălucea un lacăt sănătos, luminat de un bec puternic. Dacă cea mai bună mâncare e aceea pe care n-ai mâncat-o, pentru noi cei mai buni colaci au fost aceia pe care i-am lăsat a treia zi de rusalii, 1955. A observat părintele lipsa, a zis filerul, numai să nu ne blesteme. Ce blesteme se mai pot lega de noi? Unde să mai încap? Zilele următoare am cercetat din nou locurile cu bilete pentru a constata încă o dată că nu era niciun semn de viață din partea fraților. Ne temeam de o mare nenorocire și n-aveam măcar mângâierea să o știm. Alungați spre nord. Era cam prin 10 iunie 1955, noaptea. Ne aflam pe drum deasupra satului Colun. Am văzut două perechi de faruri la puntea pe odgoane de pe Olt. Curând, puntea prins să scârțe în continuu, semn că un efectiv numeros trecea peste ea. De altfel, ne și așteptam să vină în securitate. Cu toată grija noastră, am lăsat câteva urme cu subțirelul, cu bordeiul, cu trecerea drumului cu cârjele. Ne miram că nu au acționat mai demult, căutând la metru pătrat.
Dacă n-ar fi fost biletele, n-am fi rămas aici. Auzind scârțăitul, ne-am hotărât să ne depărtăm spre nord. Acum cunoșteam bine drumul, așa că spre dimineață ne găseam în pădurea Țichindialului. Aici am făcut o greșeală. Cum am povestit mai înainte, de la Dragoman, aflasem că Nelu Munteanu vine mai în toată duminica de la Sibiu la Țichindial, la bunicii soției. Dorind să-l întâlnesc, l-am lăsat pe fileru în pădure și vineri, noaptea, am intrat în sat. M-am ridicat în șopul bătrânului fără să mă arăt. De dimineață, cei doi bunici au plecat cu sapele în spinare la lucru. S-au întors spre seară, abia mai pășind. Bunica s-a apucat să facă de mâncare. Bătrânul s-a așezat pe un butuc, în curte, cu mâinile pe genunchi. Era atâta oboseală și tristețe în acele mâini, bătătorite, cu degetele închircite, fixate automat la forma în care ziua ținuseră sapa. Începusem să mă gândesc dacă mai era cazul să-i vorbesc. Atâta desnădejde se citea în ochii bătrânului. A venit însă vaca la pășune și bunicul s-a ridicat să o lege. Intrând în șură, m-am arătat totuși bătrânului, care n-a tresărit nici când m-a văzut, nici când i-am spus cine sunt și ce doresc. A zis doar atât: "Bine, dacă vine, îi spun ce ai zis dumneata. Dacă nu vine acum, mai poate veni până dimineață. Dar s-ar putea să nu vină, cu minunile din pădurile Fofelzii și Colunului. Nu știți? Caută cătanele peste tot." Bătrânul mi-a adus de mâncare. Am rămas noaptea treaz să aud dacă vine Nelu Muntean pe poartă. În închipuire și vedeam întâlnirea. Câte visuri mărețe ne-am țesut împreună în adolescența noastră, rămânându-ne măcar mângâierea să le plângem. Întâlnirea o vedeam ca pe o comunicare. Spre dimineața m-a țipit și m-am trezit când se lumina de ziua cu bunicul lângă mine. "Dacă n-a venit până acum, nu mai vine." Eram gata de drum. Bunicul mi-a dat un călcâi de pâine și o bucată de slănină. Mi-am luat rămas bun. "Dumnezeu să te aibă în pas," mi-a spus. Mi-am ascuns pistolul în foaia de cort și așa am străbătut cam 100 de metri pe uliță, până într-o grădină de unde pornea o cărare spre pădure. Am zărit niște femei povestind de dimineață. Nu știu ce părere își vor fi făcut despre mine așa cum arătam, dar am rămas ușurat când am ieșit din sat spre pășune. Dar curând am auzit un car venind pe cale, în urma mea. Era un car pregătit pentru pădure, cu doi bărbați în el. Am părăsit calea și am luat-o pe pășune spre pădure apropiată, în direcția contrară față de fileru. M-am întors la fileru pe de departe. "Nu-i bine vacii noastre," zise cât mai zări venind ziua. "Trebuie să ne îndepărtăm de acolo cât mai mult." Am mers prin pădure spre Vurpăr. Când s-a terminat pădurea, ne-am târât în niște tufe de hilmioancă în pășunatul Vurpărului. De aici am intrat într-o pădure mare. Locul ne era cunoscut. Ceea ce nu știam era unde se termina pădurea și cum aveam să constatăm, capătul se afla foarte departe. Am mers toată ziua prin desișuri și prin pădure mare, prin tăieturi cu fagi și zburătoare. Ca niște stupari ce eram, socoteam câte mii de stupi, ar fi putut aduna miere de aici. Nu ne-am întâlnit cu nimeni. Era cea mai mare pădure pe care o întâlnisem de când umblasem pe Ardeal. Spre seară ne-am oprit într-o poieniță cu fragi, am mâncat călcâiul de pâine și ne-am căutat un loc pentru noapte. Eram obosiți, dar nu puteam dormi. Gânduri peste gânduri ne dădeau târcoale, în felul cum păzeau oldul. Părea că am fi așteptați undeva. Dar unde? Au fost oare frații distruși undeva, neștiuți de nimeni? Și noi unde suntem așteptați? La Olimpiu Borzea nu știam merge. Legătura am avut-o tot timpul prin Brâncoveanu și Ilioi. De altfel, la chip nu-l văzusem niciodată pe Olimpiu, deși în ultimii ani el reprezenta placa turnantă a rezistenței noastre. Mai era cineva care ar fi putut ști? Mihai Maga.
De când a venit din închisoare, profesorul a avut permanentă legătură cu el. Dar Mihai Maga era student la Cluj. Zilele următoare am continuat să mergem spre nord. Pădurea s-a spart în pâlcuri mai mici, mai mult ufișuri. Urcând un mamelon, era să dăm bot în bot cu o baterie de tunuri staționate acolo. I-am depistat numai când au tras. I-am ocolit și ne-am lăsat pe un pârâu cu mult nisip în albie. De alminteri, toată roca mumă era aici nisipoasă. Păcat că ploile arătau în multe locuri surpături întinse. Seara eram în marginea unui sat cu o biserică pustie, având turnul aplecat. Dacă satul era Buia, cum bănuiam eu, acesta era cel din care s-a ridicat matematicianul Bolyai, ai cărui strămoși, boieri români, s-au maghiarizat, în timp ce ceilalți, Buia, au rămas iobagi. Aici am găsit o pâine într-o pivniță, iar dintr-un stup am scos doi faguri cu miere. Câteva zile am stat într-o tufă în mijlocul unui lan de grâu. Eram undeva aproape de Copșa Mică. De câteva zile i-am expus lui Filer un plan pe care îl tot rumegam. De la Copșa la Mureș, scam 50 de kilometri. Acolo am două familii în care am încredere. Amândouă familiile îl cunosc pe Mihai Maga. I-aș ruga să se ducă la Cluj. Teoretic, totul părea foarte simplu. Filerul nu se putea hotărî să vină cu mine. Eu nu mă mai simt în siguranță de când n-am mai văzut seara munții din vârfurile de deal. La nevoie mă duc la prietenul din Igiș. Eu nu mă pot depărta de familie. Măcar la un an să știu de ea. Și apoi vezi cum ies planurile noastre. Nici eu nu eram prea convins că fac bine, dar aveam mulțumirea că întreprind ceva. Ne-am îmbrățișat și ne-am despărțit în marginea unui nou sat. Am aflat de pe tabla din celălalt capăt al așezării că se numea Boarta. Pentru când m-aș întoarce, la loc de scrisoare era sub coroana, locul de scrisoare era sub coroana unui măr, nu departe de Bordei, în afara celor trei locuri ce le știau Brâncoveanu și Nelu Novac.